Moaștele Sfinților și un fragment din crucea lui Iisus Hristos au fost aduse la o biserică din capitală de pe muntele Athos, din Grecia. Să se roage la Sfintele Oseminte au venit 10 de credincioși. Preotul spune că relicvele vindecă boli și ajută cuplurile care își doresc copii. Moaștele Sfinților Mucenici Haralambie, Pantelimon, Anastasia și o părtășică din crucea lui Iisus Hristos au fost depuse la biserica Sfântul Proroc Ilie. Osemintele au fost aduse de pe muntele Athos de către un călugăr din Grecia. Foarte multe familii așteaptă copiii și, bineînțeles, venind, cinstind, rugându-se, Dumnezeu se milostivește asupra lor și le dăruiește copiii. Cei care vin cu credință, cu dragoste, atunci cu siguranță vor primi vindecare. Credincioșii au venit să se roage în speranța că osemintele sfintele vor lecui bolile și le vor tămădui sufletul. Vindecă la toate cele, și la examene, și la boli, și... dar să ai credință și speranță și Domnul tot timpul ajută. Foarte mult ajută că cei care cred. Dacă crede, ajută. Dacă nu crede, nu ajută. Moaștele Sfinților Mucenici se vor afla la biserică până la sfârșitul săptămânii.